E de altfel și ultima lună de vacanță. O să vorbim în continuare cu Alin Burcea despre unde mai putem să mergem în acest sfârșit de august. Domnule Burcea, bună ziua! E vreun loc în care putem să mergem fără test, de exemplu? Da, este un loc deosebit care se numește România și se mai poate merge în Bulgaria. Bulgaria e verde, noi suntem și mai verzi, deci între noi nu e nicio problemă. Până pe 38 au anunțat că nu ne cer nimic. Albania, poate? Albania nu mai știu exact să vă spun, pentru că se schimbă de la zi la zi, dar cred că și în Albania se poate merge fără test. Este tot verde. Acolo avem cazare. Noi facem acolo, rezervăm în vara asta pentru Durres, pentru litoral. Cred că avem până în momentul de față 500 de turiști. A fost foarte căutat Albania, tocmai pentru că nu a cerut teste toată vara. Bun, pe de altă parte, haideți să vedem. Suntem în ultima lună de vacanță, copiii încep școala după aceea. Ce ați recomanda dumneavoastră, să spunem? Referitor la vacanțe acum? Păi nu sunt destinații noi care se apară pe hartă dintr-o dată, sunt cele tradiționale, în sensul că, așa după cum am spus, litoralul românesc și nu numai, pentru că se vinde foarte mult balneo și munte. În 2020 românii au redescoperit România și au rămas aici. Bineînțeles, Grecia, Turcia rămân în vigoare, chiar dacă sunt pe lista roșie, dar sunt destui români vaccinați care n-au niciun fel de problemă. Egiptul a început să se vândă și, după cum estimăm cu toții, va fi vârful de lance din septembrie încolo, culminând cu Revelionul. Probabil că vom avea iarăși 10, 12, 15 mii de turiști în Egipt. Și, mă rog, cam astea sunt și multe circuite. Sunt destul de multe circuite în diferite părți ale lumii, nu numai la Istanbul. Sunt în Portugalia, sunt în Malta. Malta e în scădere, Malta e galbenă și se pare că se duce către verde. Portugalia a fost destul de bine vândută. Cam astea este zona și urmează ca de la 1 noiembrie. Nu urmează, deja sunt lansate chartere săptămânale pe Maldive de la 1 noiembrie până la 1 martie. Republica Dominicană, Dubai. Dubai e luna Dubaiului, noiembrie, decembrie, atunci se poate merge foarte bine în Dubai, sunt doar 4 ore de zbor. Mă rog, Zanzibar, Kenya, deja le știți, românii s-au obișnuit deja, suntem în al doilea an cu destinațiile acestea exotice. Vă îngrijorează toamna vreun pic? Păi, depinde ce se întâmplă la PNL. Glumesc. Da, nu, cum să spun, am trecut odată prin asta. Și în România numărul de cazuri va crește, dar când vorbim despre străinătate, e vorba de alte țări, ce se întâmplă. Deja lucrurile sunt cunoscute. Cine e vaccinat poate să plece fără probleme, cine a decizia să nu se vaccineze o să meargă în România. Adică deja nu mai suntem ca anul trecut într-o zonă de total necunoscut. Uh-huh. Suntem într-o zonă cunoscută, fiecare își decide. Nu e așa mare sperietoare pentru noi, pentru că avem încă și sunt destinații care vor rămâne, sunt foarte cu infectările foarte jos. Egiptul va rămâne, după cum vedem, rămâne tot timpul. Acum este la indicele 1, 150 fiind maximul pentru verde, e la 1-2. Deci e clar că ne vom reîntoarce cu bucurie la Egipt în perioada acestei toamne. Mulțumesc foarte mult pentru tot acest comentariu și toate aceste...